Mă încearcă un dublu sentiment în momentul în care mă gândesc la felul în care îngerul bisericii și liderul, liderii bisericii noastre tratează solia neprihănirii lui Iisus Hristos. Pe de-o parte sunt uimit de ceea ce se întâmplă, iar în partea cealaltă, în partea extremă a sentimentelor mele, pe scara a sentimentelor mele, mă încearcă o stare de groază când observ lipsa de responsabilitate și uneori chiar infantilismul acesta pentru care prin care reacționează conducătorii noștri în legătură cu evenimentele tragice care au avut loc la Minneapolis acum 130 de ani. Comparațiile sunt ușor de observat pentru cei care studiază de aproape, pentru că se observă aceeași lipsă de interes, aceeași retorică pe care au folosit-o, o retorică obraznică pe care au folosit-o părinții noștri acum 2000 de ani când niște oameni de la periferia societății evreiești, în frunte cu un fiu al unui templar, vorbeau despre faptul că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Lipsa de atac împotriva solilor poate fi observată foarte ușor ca fiind aceeași de-a lungul timpului, așa cum a fost în timpul Domnului Hristos, așa cum a fost în timpul marilor profeți care s-au ridicat, atacurile care vin împotriva solilor de la 1888, frații Jones și Wagner. În loc a poporul și mai ales liderii să pună mâna pe materialele 1888, să citească cu atenție scrierile acestea, că tot se vântură ideea aceasta că ar trebui să ne întoarcem la scrierile Sorei White. De ce nu luăm scrierile Sorei White în legătură cu cel mai important eveniment al poporului nostru? De ce liderii noștri nu organizează întâlniri foarte serioase în care poporul să fie hrănit după ce ei în prealabil au făcut un studiu foarte serios în care să-și răspundă conștiinței lor Chemărilor și a ceea ce reprezintă această mișcare adventă. Pentru noi, cei care studiem îndeaproape, pentru iubitorii Soliei, Solia de la Minneapolis, 1888, reprezintă o cotitură dramatică în planul lui Dumnezeu cu Biserica Rămășiței. Dar, pentru a ajunge la această concluzie, e nevoie ca, în prealabil, să credem anumite. Um, informații pe care sora White ne le-a spus mai dinainte cu privire la poporul acesta. Ca să ajungem la concluzia că în 1888 um, am, uh, poporul rămășiții a ajuns la un moment de, de, răm, de cotitură extrem de importantă pentru istoria omenirii, nu a poporului advent, pentru istoria omenirii, atunci noi așteptăm, acceptăm în prealabil faptul că acolo poporul a repetat revolta lui Coredatan și Abiram, dar de data aceasta cu succes cu succes. Asta înseamnă că poporul și-a ales un alt conducător, o să vedem noi și cam ne dăm seama cam cine poate să fie acest conducător și se îndreaptă spre acest lucru, iar poporul nu știe, pentru că biserica la Odicea nu știe. Numărul 2. Acceptăm că sora White când spune că Hristos a fost răsignit, acceptăm că Duhul sfânt a fost refuzat și batjocorit, toate acestea vin pe fondul unui popor care se ruga, care credea și care spera revărsarea totală a Duhului Sfânt în ploaia târzie. În momentul în care poporul erau cu toții prezent în sinceritate ca să aibă parte de revărsarea finală de ploaia târzie, ei au refuzat și au jignit pe Duhul Sfânt, au răstignit, ar fi răstignit pe Hristos, dacă ar fi fost în mijlocul lor. De ce e important să credem toate acestea? De ce e important ca mintea noastră să ajungă la concluzia aceasta? Pentru că nu sunt spuse de noi, în primul rând. Revolta lui Core D'Atan și Abiram nu reprezintă o legătură pe care am făcut-o noi, așa din Biblie, și o paralelă biblică, așa cum se obișnuiește astăzi. Acest raport aparține unui înger care a venit la Sora White. Și îngerul, cu toată autoritatea și cu tot ceea ce înseamnă cunoștința perfectă a ceea ce se întâmplă acolo, i-a spus despre ceea ce se întâmplă. I-a spus că aici poporul repetă revolta lui Core, Datan și Abiram. Numai în momentul în care acceptăm că lucruri de o asemenea gravitate s-au întâmplat în sânul acestei conferințe generale, putem să ajungem la situația în care observăm că s a avut loc o cotitură dramatică în istoria poporului lui Dumnezeu. Astăzi voi citi niște paragrafe din materialele 1888, și nu numai, care să confirme um, ceea ce de la început vrem să vă aducem în fața dumneavoastră. Declarațiile sunt dureroase, sunt uluitoare, din gura sorei White. Nu o să le auziți prezentate de către uh, conducătorii noștri peste tot se vântură ideea că trebuie să ne întoarcem la spiritul profetic, bineînțeles la Biblie și la spiritul profetic, dar aceste paragrafe în care Sora White vorbește despre vocea conferinței generale la câțiva ani după 1888, înainte de 1888 și în timpul sesiunii de la 1888, nu le veți auzi citite. Nu le se găsesc, și dacă le se găsesc ceva explicații, vor fi ceva care ține de faptul că au fost de, de, de vină oamenii aceia, a fost ceva local și că sora White și că am pierdut timpul cu presa asta de scandal vreo, câteva, vreo câțiva ani, vreo câțiva zeci de ani mai bine spus, cu volume întregi, în care ar fi vorbit despre ceea ce se întâmplă la vârful lucrării și de la consecințele care aveau să urmeze după refuzarea soliei de la 1888. Domnul nostru nu a fost luat prin surprindere de ceea ce avea să se întâmple la 1888 și el chiar în bunătatea lui a încercat să ne trimită diferite forme de avertizare prin care să ne spună încă de la formarea acestei mișcări advente deosebite care avea să încheie planul lui Dumnezeu, dar încă suntem aici înseamnă că nu ne-am încheiat lucrarea și ceva s-a întâmplat din partea noastră, nu din partea cerului, nici din partea unui calendar care ar fi existat. Domnul ne-a spus, chiar de la formarea ei, chiar din primii pași pe care a făcut această mișcare adventă, chiar în al doilea an după 1844-1845, prin vocea plăpândă a unei fete bolnave de 16-17 ani, Domnul avea să trimită și să ne spună în felul următor. Aveți grijă că în viitorul vostru apropiat, în momentul în care va trebui să aibă loc nunta, lucrarea de ispășire finală care are loc în Sfânta Sfintelor, voi veți refuza și tragedia voastră se va, se, va, se, va, se, va, se va concretiza în această stare în care unul câte unul vă veți întoarce în, la adevărurile începătoare și la întunericul în, în care, care era din plin în perioada aceea. Domnul ne-a spus: aveți grijă, ne-a avertizat ca de fiecare dată și. Med, forma prin care el a trimis această informație vitală a fost destul de simplă ca nimeni să nu-și dice uh, probleme. În primul rând, Sora White abia era la început. Uh, e clar că dânsa nu înțelegea tot ceea ce se întâmplă în cadrul mișcării Advent, Era o descoperire divină prin care ea doar reda, dacă e vorba de 1845, la scurtă vreme după ce ea a fost chemată la această slujbă de profet, uh, încă nu putem să vorbim despre autoritatea ei, abia era chemată. Și Domnul i-a spus, uite, de la început, oamenii care vor crede în ceea ce am chemat eu și oamenii care vor înțelege ce înseamnă un, o persoană slabă în lumea aceasta care va aduce cuvântul lui Dumnezeu, își vor da seama și nu vor avea nicio problemă cu faptul că a fost una dintre primele viziuni ale, ale poporului advent. Asta era, de fapt, harta Bisericii Rămășiței, dacă... Busola ar fi doctrina sanctuarului, ne arată exact care este direcția, care este dincolo de perdea. Ei, harta ca să ajungem la înțelegerea cu privire la solia 1888 și cu privire la consecințele respingerii Soliei 1888 este cu adevărat viziunea tronurilor. Noi am discutat-o în nenumerate rânduri, în prezentările noastre, în mod detaliat. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, cunoașteți. Cei care vă uitați pentru prima dată, puteți să accesați materialele gsm1888.ro, puteți să le găsiți în format scris, puteți să găsiți înregistrări întregi, predici întregi care să vorbească despre această viziune a tronurilor. Dar ce vreau să spun este că Domnul ne-a spus încă de la început că cei care l-așteptau la ușa locului prea sfânt, adică în Sfânta Sfintelor, acolo unde are loc ispășirea, punerea împreună a celor două naturi care s-au despărțit în Eden, Uh, punctul de lovitură, punctul culminant al acestei viziuni al tronurilor este momentul în care unul câte unul s a întors la tronul din Sfânta. Numai că spre uimirea noastră am descoperit că în pe tronul acesta, în viziunea tronurilor, pe tronul din Sfânta s-a așezat s-a așezat diavolul. Uh, Creștinii care au rămas acolo au rămas să se închine în continuare acestui conducător, acestui um, om care se dă drept Dumnezeu, ca să-l cităm pe Isaia și pe Ezechiel. Tragedia poporului Advent și a mișcării advente este că unul câte unul s au întors din camera unde are loc ispășirea. Ispășirea nu are loc în Sfânta. Nunta are loc în camera a doua, în camera locului prea Sfânt. Poporul așteaptă ca să aibă loc nunta sau ispășirea în prima cameră, în locul sfânt, ceea ce nu va avea loc niciodată. Aici este vorba despre camera iertării, aici este vorba despre camera curățirii sau unirii sau neprihănirii sau vindecării. Domnul ne așteaptă aici și este aici, iar noi unul câte unul am plecat din fața acestui adevăr și acestui funcție extraordinare exprimate în simbolul sanctuarului și ne-am întors unul câte unul în camera din Sfânta. Tragedia fiind că creștinismul întreg de atunci și până astăzi au rămas în întuneric teribil, în care, fără să știe, își cer Duhul Sfânt, lumină și ce altceva le mai dă uh, diavolul de pe acel tron, oamenii sincer crezând că acolo uh, este tronul la care trebuie să ceară milă și Duh Sfânt de la Dumnezeu. Tragedia poporului și a mișcării advente este că unul câte unul s-au întors. Uh, noi s-a spus, noi credem că această viziune ne arată, ne arată momentele tragice care confirmă. Paragrafele pline de autoritate, și atât de directe, și dureroase, până la unul pe care Sora White le-a scris în legătură cu conferința generală, în așa fel încât ajungem să ne țiuie urechile. Ajungem la momentul acesta în care putem să observăm că ne vine să ne punem mâinile la urechi, pentru că sunetul acesta asurzitor al materialului 1888 ale invitației la nuntă pentru unii din popor, în momentul în care are loc această cernere și această zguduire a bisericii, îi fac pur și simplu să spună mâinile la urechi și să spună nu mai trebuie absolut nimic. Este doar o împlinire a ceea ce înseamnă rezultatul respingerii soliei de la 1888. Ei, cât de ușor este, fraților, să urmăriți dumneavoastră? Că acum aveți acces cu toții și la mijloacele media, și la YouTube, și la Facebook, și peste tot. Cât din prezentarea acestei viziuni o găsiți dumneavoastră la voanele adventiste. Uh, nu vi se pare totuși uimitor și cu semnul întrebării că tocmai această tragică experiență, viziune, descoperită această hartă care arată starea și locul în care ne aflăm este complet uh, uh, lipsă din ceea ce înseamnă prezentarea voanelor noastre? Și mai mult decât atât, uh, nu o să găsiți referiri ale pionierilor cu privire la viziunea aceasta. Că am fi putut să spunem, domnule, dacă a fost așa de importantă, măcar pionierii să fi spus, băi, fraților, aveți grijă. Nu, pionierii nu vorbesc despre această viziune. Mai mult decât atât, gravitatea este în faptul că nici Sora White nu mai face referire la viziunea tronurilor. Adică toate elementele ne duc în punctul în care chiar ne vine să spunem că e o simplă viziune și nimic mai mult. Nu este citată la anvanele noastre, nu este scrisă în uh, maculatura noastră sfântă, uh, în cărțile noastre, în revistele noastre și cine se apucă să spună despre viziunea tronurilor, că s-a terminat cu abonamentele și cu vânzările dacă frații ar înțelege și ar lua în serios aceasta. Dacă se întâmplă să se facă cu o lucrare cu privire la viziunea tronurilor, tronurilor astăzi în biserica noastră, apare câte un profesor emerit din acesta care stă frumușel pe scaunul lui și îți demonstrează cu date istorice faptul că această viziune a tronurilor reprezintă o împlinire a ceea ce s-a întâmplat în 44, e vorba de câțiva oameni, care au părăsit uh, mișcarea adventă după ce a avut loc marea dezamăgire. Nimic mai mult, nu avem nici susținerea pionierilor, nu avem nici susținerea Sorei White și totuși noi cei din Solia 1888, noi cei care credem în neprihăria lui Iisus Hristos în legătură cu legea și în, în uh, tragedia care se a întâmplat la 1888, noi credem că această descoperire reprezintă starea actuală a bisericii. Uh, doar așa putem să confirmăm tragedia și... Greutatea paragrafelor pe care le citim în 1888. Plus că am ajuns în situația în care îl credem pe cuvânt pe Îngerul lui Dumnezeu, care i-a spus lui Ellen White că aici poporul repetă Revolta lui Core, Datan și Abiram și a luat un alt conducător și se îndreaptă spre Egipt. Doar în felul acesta putem să cântărim aceste declarații. Pe partea cealaltă, există un efort din acesta netrebnic a conducătorilor bisericii care. Uh, au grijă de tencuielele acestea cu ipsos, ridică acest zid ca poporul să nu vadă absolut nimic, e înalt de tot, li se spune că e teren periculos, li se spune să nu privească dincolo, li se spune că e vorba despre diavolul, li se spune că tocmai oamenii care vorbesc despre această viziune a tronurilor sunt niște oameni răutăcioși care scot din context lucrurile și care nu vor decât să lovească integritatea bisericii și... Uh, atacul acesta pe care și-l doresc să vină asupra ficei Sionului. Și atunci situația ar fi cam aceasta. Pe, în partea cea mai mare, în partea majoritate, poporul, dacă aude despre așa ceva, în general vor să-și vadă de treaba lor, nu vor să-și prindă urechile, mai mult decât zidul tencuit cu ipsos este pus în fața lor de către teologii și conducătorii lor. Iar cei mai mulți dorm pentru că poporul advent este cunoscut pentru situația aceasta. Noi am tratat somnul acesta ca o stare liniștită și normală, dar somnul are legătură cu o moarte, cu o moarte clinică în care orice îi face pe trupul bisericii, nu mai ai ce să mai faci, nu mai ai ce să mai faci. Se mai încearcă câte un șoc din acesta. Bacul terorism spiritual în care se vorbească despre arderea cu foc în evenimentele iscatologice, se mai încearcă câte o reformă și redeșteptare de genul um, ploaie târzie în care ne rugăm 777, se mai încearcă câte, o, câte un concert special în, în lunile de Crăciun și în lunile de înviere ca să ajutăm pe cât mai mulți din popor, și cam atât. Cam despre asta este, este vorba. Finalul acestei viziuni a fost întotdeauna tulburător. Ca să nu mai insistăm pe faptul că este cu semnul întrebării faptul că tocmai această ultimă parte a viziunii nu a existat în scrierile noastre. Trebuie să ducă omul să caute limba engleză, să găsească în scrierile White Estate și să găsească în original. Dar ne punem întrebarea de ce a lipsit? De ce a lipsit tocmai această tragică declarație, unul câte unul s au întors de la poarta sanctuarului, acolo unde Hristos îi aștepta și acolo unde avea posibilitatea să aibă nunta? O să întrebați, bine, dar dacă a fost trimisă viziunea aceasta în 1845, unul câte unul s-a întors de când? De când au început să se întoarcă unul câte unul? Nu s-au întors doar în 1888. 1888 a reprezentat, a, a, a reprezentat punctul culminant al respingerii colective a poporului lui Dumnezeu, a liderilor care ne reprezentau. Într-adevăr, unul câte unul au plecat. Au fost indivizi care au părăsit mișcarea adventă până în 1888. Dar Domnul când trimite o solie, nu o trimite la indiviz. Au fost indivizi și vor fi indivizi de-a lungul timpului în care uh, au părăsit lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu când scrie o solie, el se adrepsează unui grup de credincioși, unui colectiv, unui popor. Iar momentul apoteotic al tragediei adventiste s-a numit 1888. Unul câte unul s-au retras de la poarta sanctuarului chiar de la începutul mișcării advente, chiar de la începutul organizării mișcării advente. Revolta de la Minneapolis, subliniesc că doar a stigmatizat până astăzi lucrarea vitală ce trebuia să aibă loc în a doua încăpere a sanctuarului. Am ajuns în situația în care putem să observăm istoria și putem să vedem cum Core datan și Abiram, în varianta modernă, au renunțat la serviciile lui Dumnezeu la această lucrare vitală, singura cale, unirea omenescului cu Divinul. Au pornit, au pus mâna pe conducere și au plecat spre Egipt. De unde ieșiseră? De, de când? Din 1844, când au părăsit această mișcare. Mai târziu avem confirmarea faptului că ne confirmă minți luminate și uh, umile ale poporului atent, precum fratele Andreasen, că de fapt conducătorii noștri cam doreau să o debarce pe Sora White cam dinainte de 1888. Ei căutau o situație prin care Sora White să nu se mai implice și să mai decidă în legătură cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Cam asta era marea lor problemă. Între ei aveau studii, erau oameni consacrați, o apreciau pe Sora White, dar doreau ca să-i fie restrânse activitățile și influența. Era nimic altceva decât o repetare a experienței triste, că nu degeaba a spus îngerul că aici se repetă revolta lui Coreda și Abiram. Era o repetare tristă a experienței în care de fapt, Core de și Abiran mai aveau... Cu cine aveau eu o problemă? Cu Moise. Cu Moise, în primă fază, pentru că au și spus, nu toată adunarea suntem sfinți, de ce trebuie să vorbească Dumnezeu numai prin, prin Moise? Dar, de fapt, cum ați spus, punctul final era Dumnezeu, că nu Moise vorbea nu Moise venea și Domnul îi spunea de acolo, vezi, gândește și tu la o soluție și ce le spui oamenii e binevenit. Nu, el era o voce a lui Dumnezeu, era vocea aceea a, a ceea ce dorea Dumnezeu să le ofere și când vorbea Moise, de fapt vorbea Domnul. Ei aveau ce aveau în final cu vocea aceea, dar trebuia să treci de voce prima dată. Ei, la fel, până în 1888 s-a dorit debargarea Sorei White și momentul apoteotic a venit în punctul în care sora White a susținut pe frații John și Wagner ca fiind sol cu agreditare divină, și atunci au găsit, au găsit scuza penibilă, în care au hotărât să o trimită în Australia pentru dezvoltarea lucrării. Cum? Pe sora White în Australia, pe fratele Wagner în Anglia. Și pe fratele Jones îl ținem noi aici și îl tratăm noi așa cum trebuie pe pământul nostru. Îi scoatem din cap toate ideile astea cu privire la sanctuar și cu privire la calea consacrată către desăvârșire. De ce spun și de ce recunosc toate acestea? Cu durere și cu tristețe, dar trebuie să le spun. Numai așa și înțelegând tragedia în liniile acestea pe care încercăm noi să le exprimăm, putem să citim materialele 1888 și mai ales... Explicațiile pe care Sora White le dă în legătură cu caracterul și cu vocea sacră a conferinței generale. Dacă o să auziți astăzi în toate dezbaterile care se aduc în cadrul conferinței generale în poporul nostru în ziua de astăzi, cel mai mult se face referire la faptul că Sora White a spus că întâlnirea plenară a conferinței generale sau întâlnirea generală reprezintă vocea lui Dumnezeu, adică o voce de autoritate. Și atunci, ar trebui să nu ne mai rupem astăzi pe diviziune, ar trebui să nu ne mai luptăm în legătură cu hirotonirea femeii, pentru că dacă au, majoritatea s-a întâlnit și au votat, acum nu știu cum a lucrat Duhul Sfânt, că liberalii spun și ei că au fost conduși de Duhul Sfânt și că ei au scris lucrările și că Duhul Sfânt i-a condus, conservatorii spun și ei că i-au condus Duhul Sfânt și că votul bisericii până la urmă a primat și că trebuie luat în considerare. Întrebarea mea este unde a fost Duhul Sfânt? A fost cu conservatorii cu liberalii și Duhul Sfânt s-a împărțit, că am înțeles că au fost câteva voturi între delegații de la conferința generală. În care dintre aceste grupări a fost Duhul lui Dumnezeu? Ei, eu vă spun că n-a fost nici într-unul. N-a fost nici într-unul. Pentru că eu înțeleg ce s-a întâmplat în 1888, accept ceea ce mi-a spus îngerul prin Sora White, accept ceea ce îmi spun uh, declarațiile tragice ale Sora White în legătură cu caracterul sacru. Pe partea cealaltă la cei care ascultă și care nu cred că în 1888 Domnul a trimis lumină prețioasă, nu cred că John și Wagner au fost soli cu acreditare divină, nu cred că în 1888 a fost altceva decât îndreptăția prin credință, lor le țiuie urechile, nu le sună bine, nu sună bine deloc, sună fals, sună neavenit, sună fără autoritate, sună fără acoperire biblică, sună fără acoperire din spiritul profetic, sună răutate, sună critică, sună ce vreți dumneavoastră. Ei, An de zile, an de zile, Sora White a colaborat cu conferința generală. Mare parte din scrisoarea aceasta, vă rog să țineți minte că a fost scrisă cu mulți ani după, dacă nu mă înșel, 1896, din Australia, mare parte din paragrafele pe care vi le voi citi astăzi, au fost scrise de Sora White către conferința generală, către conducătorii de acolo, după ce au debarcat-o și au exilat-o în Australia. Deci, Vorbim de peste 10 ani, de la 1888, da, 10, 12, 13 ani, în care Sora White tot mai face referire la ceea ce s-a întâmplat la 1888 de parcă vrea să le spună continuu că tragedia și cotitura bisericii noastre a avut loc când? Dacă Sora White mai scrie după 10, după 12, după 13 ani, credeți dumneavoastră că e vorba numai de generația și de conducătorii din timpul lui 1888? Nu, este vorba de o trăsătură generală și când poporul întreg ajunge unul câte unul să, să piardă din vedere funcția ispășirii finale care are loc în evenimentul nunții mielului, cu siguranță că se duce mai departe drumul pe care l-am pavat pentru viitorii conducători. Este ușor de, de spus. Ei, tragedia noastră ne regăsește în punctul în care sora White a comunicat, a lucrat braț la braț cu acești oameni. A lucrat împreună cu fratele Smith, a lucrat cu fratele Butler, a lucrat cu mari oameni de până atunci, cu pionerii noștri, a lucrat cu soțul ei a lucrat cu oameni care uh, au dus greul acestei mișcări la început. Și sora White le spune niște lucruri extrem de tragice, de parcă ar fi avut vreo ranchiună, spunem noi pe ei. Ce se întâmplă, sora White? Tot ne mai spui ce s-a întâmplat acum 10, 12, 13 ani. Nu e nimic, gata, am greșit. Uh, și-a cerut iertare și fatele Smith mai târziu, a fost uh, fatele Butler și-a cerut iertare. Cu toții și-au cerut iertare, spun uh, istoricii noștri. Dar oare și-au cerut iertare? Înțelegând în mod serios și fiind cu totul de acord că o tragedie imensă s-a întâmplat acolo. Sau iartă mă că am vorbit urât cu tine și nu trebuia să-ți spun. Puneți un scăunel că ești mai mic de statură. Nu e vorba de lucruri de genul ăsta, domnul, nu. Duhul lui Dumnezeu nu este jignit din cauza că noi ne jignim unii pe alții astăzi. Nu despre asta este vorba. Îi pare rău că copiii lor se comportă ca niște sălbatici pe mijloacele media și nu știu nici măcar să se respecte unii pe alții și nici atunci în 1888 nu știu să se respecte. Nu în felul acesta este jignit Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este jignit în momentul în care El vrea ca să ne dea haina de slavă care s-a pierdut în Eden lucrarea ispoșirii finale nunta lui. iar poporul lui îi spune ce? Nu ne trebuie așa ceva, te rog frumos să ieși afară, nici măcar nu deschide ușa la care bate martorul credincios. Pentru cei care nu acceptă că Domnul a trimis o lie prețioasă în 1888, pentru cei care au mâncat ani de zile din serviciul din Sfânta și cred că scopul sanctuarului este îndreptățirea prin credință, pentru cei care înțeleg sfințirea ca o lucrare evolutivă în care vom scăpa încetul cu încetul de păcat pentru cei care cred că ispășirea a avut loc la cruce, pentru cei care cred că în 1888 a fost un scandal, paragrafele astea le vor face să le țiuie urechile, probabil că vor închide materialele sau dacă le vor urmări își vor pregăsi, pregăti tot felul de argumente ca să arate că ceea ce citim noi astăzi sunt încercări de ale noastre de a duce răul asupra trecutului nostru glorios pentru cei care au acceptat că în 1888 a avut loc o cotitură dramatică și cred pe cuvânt, își vor da seama, ajung la situația matură și serioasă în care își dau seama că poporul lui Dumnezeu astăzi se, închin unui, se închină unui alt Hristos și nu știu despre treaba aceasta, de asta se spune că nu știi că e sărac orb și gol. Observăm cum uh, ni se deschid ochii cu privire la Scriptură, ne se deschid ochii cu privire la repetarea, acelorași reacții de opoziție pe care le-am văzut de-a lungul timpului. Să le citim și să vedem dacă uh, ne țiuie urechile sau dacă le înțelegem. Scrie Sora White, la 12-13 ani după 1888. Caracterul sacru al acestei asociații, despre ce asociații era vorba, conferința generală, dispare rapid. Ce va mai fi acum respectat ca fiind pur, sfânt și neîntinat? va mai exista vreo voce pe care poporul lui Dumnezeu să o recunoască a fi vrednică de respect. Acum, cu siguranță, nu mai există nimic care să poarte acreditare divină. S-a dus. Vocea conferinței generale dispare. Prin această voce, Dumnezeu intenționa intenționat, dacă ați fi primit lumina în 1888, să fi trimis vocea sfântă Vocea pură, vocea neîntinat. Dar va mai exista vreo voce astăzi? Lucrurile sacre sunt amestecate cu afaceri pământești, care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Pe noi nu o să ne auziți că o să vorbim despre lucrurile pământești și afacerile pământești pe care le fac liderii noștri la nivelul conferinței generale. Nu este nicio surpriză sunt alții care se ocupă cu așa ceva, noi nu ne ocupăm. Noi doar, doar vrem să spunem că se confirmă foarte ușor că la ora actuală conferințele generale se ocupă de tot conferința generală și conferințele respective, diviziunea am vrut să spun, la toate nivelurile ierarhice se ocupă de amestecuri din acestea și afaceri pământești care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Se confirmă în partea cealaltă țiu eu urechile. În partea noastră ce spunem? Lăsăm capul în jos și recunoaștem că așa este. Mai departe. În mare măsură, conferința generală și-a pierdut caracterul sacru datorită faptului că unii implicați în ea nu și-au schimbat deloc simțămintele de la Minneapolis în coace. Ei, când citeau frații conducători de la Battle Creek, că Sora White mai scrie tot de 1888, după 12 ani, 10 ani. nu contează. Așa mi-am inteles, 1896, Apoi pot să greșesc. Ideea este că e mult. E mult și după o lună dacă îți țiu eu urechile. Dar asta să mai spună cineva că nu s-au schimbat simțămintele și că momentul de cotitură îl reprezintă Minneapolis 1888 și că în mare măsură conferința generală și-a pierdut caracterul sacru. Adică ce înseamnă caracterul sacru? Prezența Duhului Dumnezeu. Bă, dacă ei au spus de fapt în spate să terminăm cu acest moise, nu ne mai trebuie. Și au și trimis-o în Australia. Că ce se întâmpla? Ei au scris Sorei White că aveau mari probleme la Battle Creek și acum îi spuneau Sorei White ce? Vino înapoi, Sora White, să ne ajuți, că avem probleme și cu editura și cu banii și cu tot. Și Sora White le spunea cam așa, vorbind între noi. Băi, față-o, m-ați trimit, eu nu vin nicăieri. Nu vin nicăieri, descurcați-vă, ați spus că vă puteți ajuta cum? Vă puteți ajuta singuri. Și nu este răutate. Noi nu înțelegem că așa este și caracterul lui Dumnezeu. În momentul în care îi spunem Duhului Dumnezeu, ieși afară de aici și nu ne trebuie așa ceva, el este pus în situația în care trebuie să ne respecte alegerea. alegerea. Motive din acestea, ca să-mi rezolv eu cu problema asta, sau cum facem noi cu Dumnezeu astăzi un fel de 9-1-1, așa ceva nu, nu merge. Nu merge. E vorba ori de o întoarcere serioasă a unui popor care recunoaște ce s-a întâmplat. De asta frații Willand și Short vorbeau despre o pocăință colectivă. Ei au sperat din toată inima că liderii noștri vor ajunge măcar să recunoască că în 1888 s-a trimis lumină prețioasă. După care accept că s-a trimis lumină prețioasă, pui mâna la lucru, pui mâna și citești și studiezi absolut tot și după ce accept că s-a primit lumină prețioasă, întrebă care e lumina asta prețioasă? Și ei au sperat din toată inima până în ultima zi, oameni serioși, pastori ai poporului Advent, Că va exista o pocăință colectivă și că pocăința unui membru sau al altuia este benefică pentru el personal, dar poporul nostru are nevoie să recunoască că în mod colectiv, reprezentativ, noi am spus Duhului Dumnezeu nu ne trebuie așa ceva. Ceea ce nu s-a întâmplat și nu s-a auzit niciodată. Niciodată. Și dacă auzim după ani de zile, sunt formule din acestea extrem de sărace pe care le-a încercat și Papa Francis, în momentul în care a spus că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu toată tragedia persecuției valdenzilor și albigenzilor. Ne pare rău pentru ce am făcut. Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Câți dintre dumneavoastră credeți că uh, papa a fost... Uh, este reprezentantul, e clar că este reprezentantul, dar ei s-au pocăit în mod serios de persecuția pe care au făcut-o prin uh, Munții Albi, de prin Italia și de prin Elveția și așa mai departe. Nu. Așa s-a întâmplat și la noi. Mai apare câte un președinte aici și acolo, mai spune câte, câte ceva... Oamenii aceștia au înțeles, frații Willand și Short. În mare măsură, conferința generală și-a pierdut caracterul sacru datorită faptului că unii implicați în ea nu și-au schimbat deloc simțămintele de la Minneapolis încoace. Au rămas aceiași oameni, au rămas aceeași teologie, au rămas aceeași tencuială, au rămas și tragic este că noi punem cap la cap că nu că au rămas, s-au întors unul câte unul unde? În Sfânta. Unii din poziții de răspundere merg în sens invers. Păi conferința generală își are direcția dincolo de perdea, pentru că mișcarea adventă nu are niciun scop în lumea aceasta dacă nu merge spre unirea omenescului cu divinul, în ispășire, în lucrarea ispășirii finale, în ispășirea pentru o generație în viață. Dacă mergi în sens invers, dacă te întorci din Sfânta Sfintelor, unde e oprirea? Unde este halta numărul 1? În Sfânta, în sens invers. În sens invers. Pocăiește-te, spune martorul credincios la fiecare biserică. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește. Pocăință ce înseamnă? O întoarcere de 180 de grade, o întoarcere completă. Ei, frații ăștia au luat-o în sens invers. În sens invers. În sens invers pe, calea propriilor lor inim. Mai departe, continuă sora White și cred că ar fi bine să ne dăm seama despre greutatea și tragedia a ceea ce se întâmpla atunci și vedeți dacă ele își găsesc împlinirea astăzi. Pe de o parte o să înceapă să țiu urechile, în general ții pe urechile, iar alții vor pleca capul în jos ca Daniel și vor spune asta este experiența poporului nostru, recunoaștem că așa s-a întâmplat și acum, Doamne, ne dăm seama că Domnul a trimis lumină prețioasă. Ce este de făcut? Dacă liderii noștri nu vor dori, nu este nicio problemă, noi vom merge cu bucurie la Marea Zi Ispășirii pentru cei vii. Asta e tot, în mod simplu. Așa cum stau lucrurile acum în Battle Creek, lucrarea lui Dumnezeu nu mai poate fi dusă pe o bază corectă. Deja începeau să se vadă consecințele, resping consecințele respingerii Luminii lui Dumnezeu la 10 ani, să spunem. Deci nu mai este o bază corectă. Dar pe ce bază sunt puse? Cât timp, cât timp va dura această stare de lucruri? sora ai se întreba, dar noi putem să spunem, 130 de ani și încă mai, încă mai numărăm. Când va fi trezită și corectată percepția oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt? Sora White întreba și noi răspundem. 130 de ani și încă mai numărăm. Unii nu percep efectele injurioase ale planurilor care de ani de zile se desfășoară în subteran. Adică cum în subteran? Adică pe ascuns, adică la întuneric, adică prin spate, adică în fața poporului, pop, uh, conducătorii noștri sunt prin de umilință, uh, mergem înainte sub același steag, suntem poporul sanctuarului, suntem poporul ales, suntem mișcarea adventă, suntem poporul care țin poruncile lui Dumnezeu, dar în subteran care cam care este situația? Să vă spun eu. Sora White, Sora White ora, să ne spună cum să ne îmbrăcăm, să ne spună despre sănătate, cum să trăim șapte ani mai mult și alea. Au fost niște chestii înguste care sunt ușor de citit cine stă să le mai citească. Prin subteran, auzi că urmează marea zei spășirii pentru cei vii și va fi odată cu tot poporul. A, ah, cu siguranță că nu, mai fraților. Păi da, ce facem așa ceva? Asta e... Nu se poate, îndreptățirea prin credință. Domnul a realizat la cruce absolut tot. Mai este vreo lucrare de făcut? o fi fost în trecut asta cu Marea Zei Spășii, dar era repetată, frate, era totdeauna făcută. Adică noi ce trebuie să facem? Trebuie să ținem legea. Că ei ce au vrut să facă? Ei când au văzut în viziune că în Sfânta Sfintelor se afla legea, ei s-au apucat să țină legea. Și credeți că ei nu au fost serioși în faptul că doreau să țină legea? Cu siguranță, dar ce n-au înțeles conducătorii noștri? Că omul despărțit de Dumnezeu nu poate să țină legea. Este o tragedie și o minciună grosolană a conducătorului trenului de mare viteză, care ne-a spus că legea păcatului și a morții poate să fie peticită, schimbată, lucrată în mod evolutiv o în viață întreagă. Și ei s-au apucat să țină legea. Și în felul acesta, în felul acesta, bazat pe sinceritatea aceasta, ei erau pe o bază greșită și în subteran, Sora White le spunea și aducea la lumină. Fraților, scrierile acestea erau publicate în revistele de mare anvergură ale poporului și ale mișcării advente, în Review and Herald, în Signs of Times. Uh, erau, unele scrisori erau scrisori personale, da? dar ele aveau să fie publicate ca fiind, de fapt, vocea lui Dumnezeu către poporul advent. Unii nu percep efectele injurioase ale planurilor care de ani de zile se desfășoară în subteran. Ascultați, vă rog. Cine mai poate fi acum sigur că se află în siguranță respectând vocea asociației conferinței generale? Ce spune sora White? Dar cum vi se pare foarte mult și foarte greu că au scos ultima propoziție din viziunea tronurilor? Dar credeți că nu le-au țiuit urechile la frații ăștia de la conferință când sora White le-a spus că dacă cineva urmează conferința generală nu se mai află în siguranță? Credeți dumneavoastră că asta este planul corect care ar fi trebuit să se întâmplă? Mai departe, dacă poporul din comunitățile noastre ar înțelege administrația oamenilor care merg în lumina propriilor scântei, ar mai respecta ei deciziile lor? Adică, oamenii ăștia merg în lumina propriilor scântei. Eu răspund: Nu! Nici pentru o clipă. Nici pentru o clipă. Adică, sora oai spune: Dacă ați înțelege ce sunt cu oamenii aceștia, dacă ați înțelege că vocea și-a pierdut caracterul sacru, dacă ați înțelege că nimeni nu mai poate să mai pună bază pe autoritatea acestei voci oamenii și oamenii și-ar da seama, eu vă spun că niciunul dintre ei nu i-ar mai urma pentru o clipă. Mi s-a arătat că poporul, în general, nu știe că inima lucrării de la Battle Creek este bolnavă și coruptă. Poporul nu știe că inima lucrării de la Battle Creek, ca inima conducătorilor, inima îngerului bisericii, este bolnavă și coruptă. Dar poporul de astăzi crede că inima lucrării, inima liderilor noștri la nivelul central al conferinței generale este bolnavă și coruptă sau cumva liderii noștri de astăzi au scăpat de la odicianism și sunt bine și sunt din nou vocea lui Dumnezeu. S-au pocăit oamenii ăștia și au acceptat sfatul martorului credincios. În momentul în care biserica în mod reprezentativ, ceea ce încerca să, 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 ceea ce spera frații Willand și Short, și eu cred din toată inima că ei asta sperau. Eu personal astăzi nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Din ceea ce observ în bisericile noastre, observ că Îngerul bisericii are o inimă bolnavă, coruptă, complet, nu vor nici ruptul capului să se întoarcă la ceea ce spune martorul credincios și rămân în continuare, nu numai ca să accepte situația aceasta, luptă cu tot ce au împotriva solilor lui Dumnezeu și a celor care duc mai departe solia neprihănirii lui Hristos, care va ieși la iveală, care va ieși indiferent, domnul are oameni care vor fi hotărâți, care vor fi gata să ducă mai departe această solie. Mulți din popor sunt letargici, apatici și consimt la planuri pe care nu le înțeleg. Vi se pare că este o trăsătură de caracter a timpului nostru? Doar a timpului lor? Sunt mulți oameni astăzi, a venit o. Circulară de la conferința generală. Hai să facem uh, uh, revărsarea Duhului Sfânt. Hai să facem lucrarea de evangelizare. Uh, conferința generală a făcut acum câțiva ani o lucrare uh, de evangelizare în care toată lumea este invitată. Laici, cei mai mulți pastori care au existat vreodată de-a lungul timpului să fie trimiți în lucrare în România. S-au făcut mii de, uh, mii de oameni care au venit și din America. Am fost și eu prezent în timpul acela cu vreo trei ani de zile în urmă. Toate acestea vin, dar poporul în general sunt apatici și letargici și merg împreună și consimt la unele planuri doar din cauza că le-a spus cine? Conferința generală. Unde este vocea? De unde trebuie să vină ea? Voce pe care poporul să o poată asculta, știind că vine de la păstorul adevărat. Deci, normal ar trebui să fie vocea păstorului adevărat și cu vocea conferinței General Și sora White spune, nu e asta vocea. Vocea și-a pierdut caracterul sacru, aveți afaceri lumești, lucrați prin subteran, poporul este apatic, poporul este letargic și nici măcar nu știu, consimt la planul care nu mai există. unde e vocea asta? Există vocea asta? Cine pune sub semnul întrebării? Sora White n-a putut să doarmă în Australia și le-a trimis o scrisoare așa? Sau le spunea cine? Le spunea Dumnezeu prin sora White că nu mai există o voce. Nu există. Țiuie urechile, eu zic că țiuie. Sunt chemată de Spiritul lui Dumnezeu, deci acum confirmăm ceea ce tocmai am întrebat în întrebarea anterioară, sunt chemată de Spiritul lui Dumnezeu să prezint aceste lucruri în fața voastră, iar ele sunt conforme cu realitatea după practica ultimilor câțiva ani. Care ani? Din momentul în care se confirma că unul câte unul s-au întors în, în Sfânta. Și mai mult decât atât, care practică? Momentul culminant al tragediei de la 1888. Voi nu v-ați schimbat simțămintele de la 1888 în, în coace. Sunt conforme cu realitatea. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus despre aceasta. Ce să stea, sora, ce să stea, mai frate, eu când îi aud pe unii frați că spun, ah, da, au fost frații de acolo, s-au făcut niște greșeli la conferința generală, dar ne pare rău, nu e frumos ce au făcut președinții de atunci și cu conducătorii, dar nu mai sunt. Bun. Și Duhul lui Dumnezeu a stat și a pus-o pe Sora White să scrie în viziune în, 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 în scrierile acestea publice ale poporului, doar ca să lovească în mod individual în niște oameni izolați de la conferința generală. Despre cine vorbește sora aici? Despre indivizi separați sau despre vocea conferinței generale? Despre vocea conferinței generale. Iar ele sunt conforme cu realitatea după practica ultimilor câț, câțiva ani. Lăsăm capul în jos. Nu, nu ne țiuie urechile. Ne-au țiuit și nouă că le-am citit prima dată, dar acum nu ne mai țiuie pentru că am înțeles tragedia în care s-a afundat poporul acesta, credem ce ne spune Duhul lui Dumnezeu, credem ce ne spune Sora White, credem ce ne spune viziunea tronurilor și confirmarea biblică cu privire la această situație și vedem realitatea. Orice adventist care citește, care ascultă și are un dram de înțelepciune de a cântări lucrurile, poate să vadă în mod foarte simplu ceea ce se întâmplă la ora actuală. Eu cred că nu există un eveniment mai grav în istoria noastră de nume națională, pentru că Trebuie să recunoaștem că am întors spatele la cea mai înaltă și mai frumoasă lucrare care ar fi încheiat marea controversă în nuntamirului, unirea omenescului cu Divinul, și nici măcar nu știm. Tragedia este că ne-am întors la un tron pe care l-a părăsit Hristos și pe el s-a așezat cel rău, și tot sperăm că o să vină neprihănirea veșnică prin păzirea legii, în sfânt, acolo unde este lucrarea de iertare, nu de îndepărtare a păcatului. Nu este o stare pur și simplu, suntem fascinați, suntem hipnotizați în fața tronului preluat de Satana, pentru că el știe să facă tot circul de pe lume. Sună bine pentru firea pământească că ispășirea a avut loc la cruce și că cineva a murit în locul tău și că tu doar trebuie să accepti. Prin înlocuire, el a suferit pentru tine și tu doar trebuie să accepti treaba asta și mergi în ceruri iar adventiștii spun pe deasupra, nu, trebuie și sfințire, care se traduce cum? În a ține legea în despărțire de Dumnezeu. Că se poate, pentru că au mai fost. Au mai fost Enoch și nici nu înțeleg cine au fost Enoch. Au mai fost Moise, au mai fost Noe. Și uite așa frații noștri vorbesc. Maria, pentru că scrie în Biblie, că scrie în, în Spirit Profetic că a fost părtașă de natură divină și alții. Descrierea continuă, fraților, și merită să-i dăm atenție pentru a vedea ce vrea să spună sora White. Bărbații aflați în legătură cu cele mai mari interese de pe pământ, care sunt cele mai mari interese de pe pământ? Păi astăzi cele mai mari interese pe pământ sunt următoarele, vă spun eu. Să mai facem câteva spitale ca să putem să avem doctori care să vorbească despre stilul de viață adventist. Să mai facem câteva universități care să fie în competiție deschisă cu Biserica Catolică care este pe locul 1 astăzi la educație și adventiști sunt pe locul 2. Să mai uh, trimitem uh, misionari în zonele uh, lumii, să le mai cumpărăm niște pânze de la dețânțari ca să nu-i mănânce țânțare și niște uh, șlap din ăștia să le dăm. Și atunci se botează și apar conducătorii noștri cu 20.000, cu 30.000 de uh, botezuri. După aceea vin și frații baptiști și și le dă la fel aceleași uh, pase de țânțari și șlapi și târlici. Și s-a terminat și uite așa se încheie lucrarea și vine Duhul Sfânt și noi am fost găsiți făcând lucrarea. Care ar fi cele mai mari interese? Care sunt cele mai mari interese astăzi? Revenirea Domnului Isus Hristos. O auziți peste tot că este revenirea Domnului Hristos cel mai mare interes al poporului Advent? Bun. Revenirea Domnului Isus Hristos, reiterăm și spunem încă o dată, nu o să aibă loc în vecii vecilor, dacă mai înainte nu are loc, Marea Zi a Ispășirii. Dacă nu are loc nunta lui nu vine Hristos cea mai mare credință a poporului advent, că e în buletinul nostru de identitate, nu se va întâmpla niciodată, pentru că întâi trebuie să aibă loc Marea Zi a Ispășirii, în care trebuie să ajungă în generația în viață un popor curat, fără de păcat, exact cum a fost făcut prototipul. Bărbați aflați în legătură cu cele mai mari interese de pe pământ au întinat și corupt lucrarea lui Dumnezeu. Observați? Și v-am dat exemple de atunci și de astăzi instrumentele pe care el le-a desemnat să fie folosite pentru înaintarea cauzei sale au fost folosite pentru promovarea unor scheme nelegitime aflate în opoziție directă cu lucrarea lui Dumnezeu și pe care el nu le poate susține. Păi ce facem? Facem scheme nelegitime? Scheme nelegitime? Dumnezeu a fost părăsit de oamenii care emiteau decizii, decizii legate de lucrarea sa, lucrare care astfel a fost blocată. La care lucrare se făcea referire sora White că a fost blocată? Lucrarea din Sfânta Sfintelor. Aia a fost blocată. Aia a fost blocată. Nu faptul că sora White era supărată că a trimis-o în Australia și după ani de zile le scria despre aceasta. Nu despre asta era vorba, fraților. Sora White nu a purtat ranchiună și critică ea era o voce care vorbea din partea lui Dumnezeu și vorbeau că oamenii ăștia nu mai reprezintă interesele majore ale chemării lui Dumnezeu și au blocat o lucrare. Care lucrare? Lucrarea unirii omenescului cu divin. Oamenii au părut deciși să modeleze și să autorizeze lucrarea lui Dumnezeu după propria lor înțelepciune. Vă spunem noi. Noi avem școală, noi am studiat, noi știm istoria. Academia Adventistă formează generații întregi de studenți cărora li se, li se, spune că ei înțeleg bine istoria și că ei știu ce a spus John și Wagner și că la 1888 a fost îndreptățirea prin credință, a fost un scandal și dacă e să o luăm în mod serios, nici John și Wagner n-au fost niciun, niciun sol nimic, că mai târziu au apostaziat, Știm noi cei cu îndreptățirea asta prin credință, O fi cu sfințirea, dar cu sfințirea nu prea merge prea bine că vedeți nebuneștea cu ultima generație și cu și au cu ce să arate cu degetul și bineînțeles că poporul stă confuz și se uită în 10 direcții și nu știu ce să facă. Au refuzat să fie lucrați de Duhul Sfânt aducând în lucrare înțelepciunea și proiectele lor și Domnul i-a lăsat în voia minții lor nebune, păcătoase. I-au lăsat așa. A putut să, să, facă mai mult. A spus sora White, băi, eu sunt autoritatea aici. Putea sora White să spună, eu nu merg nicăieri? Îi căzuse și ultimii dinți, era în vârstă, era bolnavă, după cum o bine știți. Putea să spună sora White, băi, eu nu mă duc nicăieri. Eu trebuie să rămân aici în inima lucrării. Lasă ele, stai aici, Dute, te în Australia, respectele dorința. Lasă-i așa cum și-au dorit. Trebuie să le respectăm liberul arbitru și trebuie să înțeleagă să cântărească foarte bine ce înseamnă, ca în mod colectiv, poporul să spună nu. Și în 1888 au fost delegații la conferința generală. Noi suntem un popor reprezentativ. Este o repetare a momentului în care au venit la Samuel și au spus: dă-ne un împărat, așa cum au toate. Le-a dat Domnul în împărat? I-a ajutat să-l aleagă? I-a mai ajutat și în conducere? I-a ajutat sau nu? Cu siguranță. A fost ajutat poporul poporului Dumnezeu în perioada asta când au trimis-o pe sora White în Australia și pe fratele, Jones în, fratele Wagner în Anglia și pe fratele Jones a rămas în America. I-a ajutat sau nu i-a ajutat? I-a ajutat! Dar reprezenta aceasta intervenția lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu? Asta era bunătatea lui Dumnezeu care încerca să ajute poporul acesta ca să mai rămâne bruma aceasta de măcar ceva, prin care copiii copiilor lor, adică noi astăzi, să putem să înțelegem tragedia la care este supus cerul și interesele majore ale planului de mântuire. Au refuzat să fie lucrați de Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt era prea târzie. Aducând în lucrarea lor înțelepciunea și proiectele lor. Astăzi, proiecte peste proiecte, se întâlnesc frații noștri la conferințe, se întâlnesc în întâlnirile lor, stau ore întregi de la comitetele din. Comunitățile locale, până la conferințe, până la școlile celelalte, proiecte peste tot, cum să facem ca adventismul să devine din ce în ce mai uh, uh, bine acceptat. Rezultatul acestei situații a fost văzut în diferite forme, spune Sora White. Caraterul, caracterul sacru al cauzei lui Dumnezeu nu mai este înțeles la centrul lucrării. Vocea de la Battle Creek care a fost considerată ca autoritate în stabilirea modului în care trebuie făcută lucrarea, atenție vă rog frumos, nu mai este vocea lui Dumnezeu. Atunci a cui voce este, se, întâmplă se întreba sora oaie. Că o voce este. Oamenii ăștia se roagă. Oamenii ăștia spun că îi conduc Duhul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia cântă. Oamenii ăștia îi plătesc, dau, susțin. Merg după o voce. A cui o fi vocea? Se întreba sora White. Dar a încercat să-i avertizeze cine? Că cine vorbește aici? Duhul lui Dumnezeu. De unde vine ea și unde este puterea ei vitală? Această stare de lucruri este menținută de oameni care ar fi trebuit despărțiți de lucrare de ani de zile. Oamenii ăștia nici nu trebuiau să mai fie prin conduce. Sora White a lucrat cu oamenii ăștia? da sau nu? A lucrat cot la cot cu ei în formarea acestei mișcări? Era vorba despre o reglare de conturi? A fost Sora White vreodată vreo politician din aceasta, diplomată, care să își plătească mai departe polițiile pentru ce s-a întâmplat? Asta vedem noi aici sau vedem aici în durerea Duhului Dumnezeu, prin care spune despre tragedia care se întâmplă în vârful lucrării la. Conferința generală. Acești oameni nu se sfiesc să citeze cuvântul lui Dumnezeu ca autoritatea lor. I-auziți? Cine ne-a pus pe noi aici? Dumnezeu. Uh, noi suntem aici puși prin vocea cui? Prin vocea sorei White. Ia spune sor, ia spune fraților astăzi despre faptul că noi nu trebuia să ajungem niciodată biserică. Ba nu, sora White a organizat. Ia citește frate, mi-au scris mie mulți frați care au spus, ia citește frate, nu sora mai spune să ne organizăm? De aia spuneți-mi, după ce le-a dat un împărat, nu i-a ajutat Domnul să se organizeze? I-a ajutat să se organizeze. Domnul nu ne-a ajutat să ne organizăm prin sora White după ce a văzut că nu ne mai trebuie un împărat, adică nu ne mai trebuie Moise care să ne vorbească. Și când sora White a vrut să plece, ce le-a spus? Nu e vorba de tine, Elen. Nu e vorba de tine. E vorba de, de mine. Și Samuel repetă istoria și el era supărat și trist și Domnul îi spune, poate același înger cu aceeași uh, uh, tragedie care o cântărim astăzi în acest eveniment relativ insignifiant în istoria bisericii și spune Nu e vorba de tine Samuel, poporul de fapt nu mă vrea pe Bine. Nu mă vrea pe mine. Bineînțeles că Domnul le-a dat să se organizeze, le-a dat să, se, să, să facă toate acestea, dar... Uh, și bineînțeles că au găsit versete biblice. Ei auziți astăzi cum citească autoritatea lor, cum citează autoritatea lor, așa au citit și cei de acum 2000 de ani, așa au citit și cei din secolul trecut, în 100, acum 130 de ani. Acești oameni nu se sfie să citească cuvântul lui Dumnezeu ca autoritatea lor. Dar Dumnezeul care îi conduce este un Dumnezeu fals. Vă rog frumos. În momentul acesta, eu zic că încep să țiu urechile de tot. Dumnezeul care îi conduce este un Dumnezeu fals. Există o voce. Despre cine vorbim? Cui a fost adresată această scrisoare? De ce face sora White referire și trimitere la 1888? Despre cine vorbim? Despre conferința generală. Îi conduce o altă voce, le dă alte planuri, au rămas cu același simțăminte. Cine îi conduce? Această ultimă propoziție ar trebui să îi îngrozească pe responsabilii noștri din popor. Vin astăzi conducătorii și la săptămâna de rugăciune spun că trebuie să ne întoarcem la Spirit Profetic și la Sora White. Poftiți, luați și puneți acestea pe, pe panourile dumneavoastră în biserici și spuneți-le la acestea la popor. Spuneți-le paragrafele astea pe care tocmai le-ați citit, explicațiile în lumina crescând a soliei neprihănirii lui Isus Hristos, explicațiile în legătură cu ce s-a întâmplat la Minneapolis, și spuneți într-adevăr că o respectați pe Sora White. Pastorii ăștia care vântură peste tot Sora White și Sora White nu cred deloc în ea. Ascultați ce vă spun. Pastorii care cred în Sora White trebuie să vină cu materialele 1888. Nu îi veți vedea, iar dacă îi veți vedea, vor sări repede peste ele, vor spune două, trei lucruri acolo amalgate care să nu se înțeleagă absolut nimic, vor șterge repede cu budureturi și vor spune că ne pare rău, a fost urât din partea lor, dar acum noi nu suntem așa și dacă este, este o chestie individuală și importantă este relația cu Dumnezeu. Ne Neînțelegându-se că Dumnezeu când vorbește în Biblie și în Spiritul Profetic și canonul nu s-a încheiat, vorbește unui grup de oameni și că evenimentele Scripturii și ale Spiritului Profetii trebuie luate cum? Colectiv, Colectiv ca și popor. Nu individual. nu individual. Această ultimă propoziție ar trebui să ne îngrozească și ar trebui să ne spună în felul următor, să ne confirme câteva lucruri. Imediat se face confirmare și spune, băi, Dumnezeu ne-a spus asta în viziunea tronurilor și ne-a spus că ne vom întoarce unul câte unul. Dumnezeu ne-a spus prin protestul fraților Willand și Short în 1950 că biserica aceasta se închină unui Hristos fals și ni se confirmă că și lucrarea lor a fost adevărată și că au fost niște oameni destonici care au recuperat și au adus în fața poporului scrierile cu adevărat a ceea ce s-a întâmplat în 1888, 1888 reexaminat. Această declarație ar trebui să ne trimită direct în Sfânta Sfintelor, acolo unde are loc Uniunea omenescului cu Divinul, și acolo unde este singura slujbă de ispășire finală. O generație în viață care vor merge la nuntă și vor trăi în neprihănire. Această declarație ar trebui să ne deschidă ochii cu privire la Ezechiel 36 cu 23, care să ne spună că voi fi sfințit în voi, nu cu ajutorul vostru, nu mă folosesc de voi, ci voi fi sfințit în voi. Și când vă vor vedea oamenii, neamurile vor recunoaște și își vor da seama despre împlinirea tainei Evlaviei. Dar, din păcate, trăim și noi, recunoaștem că astea sunt consecințele dramatice ale respingerii Luminii despre neprihănirea lui Hristos. Recunoaștem că Rebeliunea lui Core, Datan și Abiram a avut loc și noi avem un alt conducător, ne îndreptăm direct spre Egipt, iar vocea conferinței generale nu mai este vocea lui Dumnezeu. Nu doar atunci, ci mai ales acum. Mai ales acum. Dumnezeu ne-a avertizat de multe ori și ne-a spus că este o despărțire gravă între el și noi, iar Baal va profita. E prima dată când profită Baal de lipsa de vigilență a poporului lui Dumnezeu sau așa a fost în istoria poporului totdeauna? Totdeauna Dumnezeu le-a spus că ați fost trași pe sfoară de către acesta care se dă drept Dumnezeu și el îi place să facă aceasta. Noi spunem că ei da, dar noi nu. Și Domnul a trimis soli. Soli aceștia pot să fie recunoscuți, dar trebuie să avem încredere în momentul în care Dumnezeu ne spune. Dumnezeu va face să țiuie urechile ascultătorilor. Dacă ei nu vor dori să asculte vocea și solia sa, țiuie urechile fraților în Biserica Adventistă la ora actuală? Eu zic că țiuie. Pastori, deci despre pastor e vorba. Nu dezonorați pe Dumnezeul vostru și nu jigniți pe Duhul Său cel Sfânt făcând remarci asupra metodelor și manielelor oamenilor pe care El îi alege. Pastorilor. Îi auziți pe pastor? Pastorii noștri de astăzi dezonorează pe oamenii aceștia? Sau îi onorează? Îi dezonorează, îi atacă, îi prezintă pe toate posturile în care pot, în toate întâlnirile pun asupra oamenilor și asupra noastră tot felul de apelative și de adjective. Uh, unii mai titrați și mai diplomați, mai unși cu toate alifiile, știu să se exprime în mod frumos, dar știu să arunce un parfum din acesta care sună a uh, posedare de Monica Și în general se învârt lucrurile într-un fel sau altul și oamenii ăștia nici măcar nu pricep că nu e vorba despre noi. Ei au ceva cu maniera de lucru a lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu. Domnul cunoaște caracterul. Vedeți că această referire se face la cine? La Jones și Wagner. Domnul cunoaște caracterul, caracterul cui? A solilor din 1888. El vede temperamentul oamenilor pe care el i-a ales. El știe că numai niște oameni zeloși, fermi, hotărâți și cu convingeri categorice vor vedea lucrarea aceasta în importanța ei vitală și vor pune în mărturia lor așa tărie și hotărâre încât vor dărma barierele satane. Domnul cunoaște declarații. Domnul cunoaște caracterul. Adică vrea să spună, mesagerii mei, eu știu. Eu știu în ce fel. Voi ați vrea altfel de conducători. Voi ați vrea, voi aveți un alt tip în fața voastră, așa cum și ucenicii au avut un alt fel de conducător. Dar eu mă uit la caracter și numai astfel de oameni, zeloși, ferm hotărâși, cu convingeri categorice, pot să zgudie, într-adevăr, lumea nevăzută a păsărilor necurate. De ce? De ce să zguduie? De ce să fie zeloși? De ce să fie ferm? De ce să fie hotărâți? De ce îi alege Domnul pe astfel de oameni? Ca să îl constrângă pe păcător să-l accepte pe Hristos? Nu! Nu! Nici de cum! El are nevoie de astfel de oameni, nu pentru a-și impune vocea, că Domnul nostru nu se ocupă de așa ceva, nu este caracterul lui neprihănit, el e un prizonier al neprihănirii. El vrea să arate că noi suntem în luptă deschisă cu domniile și stăpânirile și să ne dăm seama de importanța și lucrării vitale care are loc în marazia ispășirii și oamenii aceștia hotărâți ferm și zeloși sunt oamenii care nu vorbesc despre impunerea vocii unui, unui conducător, ci vorbesc despre faptul că e nevoie ca să înțelegem importanța nunții mielului. Lucrarea aceasta am mai spus-o și o repetăm. Este lucrarea generației în viață. Este o lucrare de o importanță vitală, pentru că fără această lucrare, marea controversă nu se poate încheia. Este singura cale, este formarea unei familii divino-umane, a cărui cap este Hristos, omul Hristos, părtaș de natură divină. Capul este divino-uman și trupul este divino-uman. Familia divino-umană. Când oamenii vor începe să vadă lucrarea aceasta vitală și își vor lua deciziile dacă vor să meargă la ziua ispășirii sau dacă nu vor să meargă, dacă rămân cu vocea conferinței generale care și-a pierdut caracterul sacru și care este condusă de un Dumnezeu străin, băi, față, nu spun eu. Cine spune treaba asta? Sora White. E treaba lor. Foarte bine, dați-i înainte și rămâneți. Vedeți că direcția este Egipt, vedeți că direcția este Ispășirea s-a făcut la cruce, vedeți că direcția este nu ne interesează ce spune Moise al nostru, vedeți că direcția este, nu este biblic, vedeți că direcția este, trebuie sfințirea, vedeți că direcția este mai multă sforțare, asta e direcția Egiptului, nu este alta. Are toată această deschidere. Conducătorul ne spune, trenul are o viteză enormă, conducătorul merge cu o viteză în care dacă sar din trenul ăsta, ce se întâmplă? Se rup picioarele, dacă vreți să treceți prin această experiență. Mai departe, Sora White continuă și spune în felul următor. A avut loc o îndepărtare de Dumnezeu în mijlocul nostru ca popor. Nu ca indiviz, așa este câte un frate în asta care nu merită, e prea liberal la conducerea noastră. E către unul în structurile noastre de conducere, de asta e supărat și ignit Duhul lui Dumnezeu. Nu, a avut loc o îndepărtare între noi ca popor. Iar lucrarea zeloasă de pocăință și de întoarcere la dragostea noastră din tâi care e dragostea din tâi? E aia care și-au pierdut o biserica din Efes. Biserica din Efes, biserica primară, curată, biserica zeloasă și albă, calul alb din Apocalipsa, biserica aia și-a pierdut dragostea din tâi și poporul nostru trebuie să se întoarcă la dragostea din tâi. Care o fi dragostea din tâi? Dragostea din tâi este unirea omenescului cu divinul, adică lucrarea ispășirii finale. Aia este ispășire, cealaltă nu este ispășire. Esențială pentru împăcarea cu Dumnezeu, împăcare, e termenul grecesc, pentru capacul ispășirii. Asta este: împăcare, împăcare, e termenul în care limba greacă era ispășire. Unirea omenescului cu Divinul, at one -ment. Și regenerarea inimii încă nu s-a făcut. Baal, Baal este alegerea. Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat. Sora White scrie despre aceasta și uh, când face referirea asta, o găsim în materialele 1888, dar ea vorbește înainte de Minneapolis, pentru că domnul îi spunea, vezi că ți-am dat viziunea tronurilor. vezi că ți-am dat confirmarea, Baal va fi alegerea noastră această voce. E acesta Baal Dumnezeul fals care conducea și conferința generală după 10-12 ani de la 1888? S-au schimbat lucrurile astăzi? Mai are voce această autoritate? mai pot oamenii să spună asta este vocea lui Dumnezeu și a păstorului adevărat? Sora mai spunea nu! Baal va fi scopul, credința și religia unui întristător de mare număr dintre noi, deoarece ei aleg propria cale în locul căii Domnului. Același pașaj îl folosea în altă parte cu o mică modificare și ea spunea așa, calea Domnului este în sanctuar, calea Domnului este în sanctuar, prin părtășia cu natură divină în ziua ispășirii pentru cei vii. Deci aceeași expresie spune, calea Domnului este în sanctuar, prin părtășia cu natura divină, în ziua ispășirii pentru cei vii. Solii cu acreditare divină au luat această cale în sanctuar, psalmul 77, și au spus, calea consacrată către desăvârșirea creștină. Solii Domnului așa o numeau, calea consacrată către desăvârșirea creștină, adică calea care se află în sanctuar, prin părtășirea de natură divină, în sanctuarul ceresc, spune sora White, în marea zi a ispășirii. Care este calea de biruință astăzi a poporului Dumnezeu? Vă spun eu. Este o biruință evoluționistă și păcătuire până vom merge la cer. Asta este calea consacrată. Calea consacrată a poporului advent la ora actuală, prin prisma conferinței generale și a vocilor profesorului nostru, este calea spre biruință evoluționistă și păcătuire până ce vom fi luați la cer și preschimbați. Asta e calea. Asta e calea? Aceasta nu este altceva decât spiritualitatea lui Baal. Și Baal va fi strigătul unui dureros mare oameni, unui număr foarte mare dintre noi. Scopul, credința și religia poporului nostru de astăzi. Întrebare. Care este scopul poporului Advent? Care este scopul poporului Advent? Vă spun eu care este. Scopul este să împărtășim Evanghelia cu toți frații noștri. Dacă noi avem îndreptățirea prin credință, frații ăștia ai noștri, baptiști, evanghelici și de toți, au îndreptățirea prin credință? Păi și măi, fraților, de ce să nu fim împreună pentru a reveni Hristos? Nu toți vor să-L vadă pe Hristos? Nu cu toții recunoaștem că Hristos a făcut ispășirea la cruce? Nu cu toții recunoaștem că mai sunt câteva lucruri mici, dar revenirea o recunoaștem cu toții? Păi de asta, fraților, la Speranța TV o să-i vedeți pe toți împreună pentru că ei cred că e vorba de același Hristos, au același scop și recunosc că între ei avem niște mici diferențe, dar în rest e același. Hristos. Avem aceeași credință cu ei? Avem sau nu avem? Avem aceeași credință cu ei? La ce să ne diferențiem? Am învățat să ne ajutăm. Nu e mai bine să ne închinăm cu toții împreună, să facem programele noastre. Acum, dă tamuz de derogare că o să se facă mai devreme. Nu o să se facă pe 25 decembrie, o să se facă pe 21, depinde cum cade. O să facem tot ce trebuie, venim cu toții, colinzi, facem programe și suntem cu toții. Trebuie să înălțăm ispășirea. Întruparea aceasta. Bal va fi scopul și l-am văzut. Am văzut credința și religia poporului nostru. Întrebați care este religia? Ce înseamnă adventist de ziua 7? Ce înseamnă mișcarea adventă? De ce biserica asta a fost născută în sanctuar? Și John zice foarte bine: Soli Domnului, spun foarte bine: Biserica asta a fost născută în sanctuar și va fi vindecată în. Sanctuar. Vindecarea are loc în Sfânta sau în Sfânta Sfintelor? În Sfânta Sfintelor, fraților. În Sfânta Sfintelor. Această îndepărtare de Dumnezeu și cuvântul său a început de mult timp. De aceea, Dumnezeu a atras atenția unor, băba unor bărbați din poporul nostru la scriptură, chemându-i să sape după adevărul ascuns sub obiceiuri și tradiții ca după comor. Această situație se întâmplă în poporul nostru de când? de mult timp. Și noi astăzi putem să spunem în anul nostru și în timpul nostru că se întâmplă de foarte multă vreme? Sigur că da. Și Domnul a ales anumiți oameni, noi credem că sunt William și Short, sunt John și Wagner, sunt fratele Andreea, sunt oameni serioși care au săpat în aceste adevărul prețioase și care le-au pus înaintea poporului. Și acum ascultați, asta a scris mult timp înainte de 1888, cu câțiva ani. Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă spre Egipt. Cu toate acestea, puțin, puțin, sunt alarmați sau îngroziți de lipsa puterii spirituale. De ce nu avem Duhul Sfânt? De ce nu avem roadele ispășirii finale? De ce nu avem un popor care să trăiască în neprihănire? Astea sunt starea spirituală. Ne mai și spune martorul credincios că suntem săraci, nenorociți orbi și gol. Cu toate acestea, puțin sunt alarmați sau îngroziți de lipsa puterii spirituale. Ăștia puțin care sunt și care nu le țiuie urechile, sunt oamenii care acceptă ce s-a întâmplat în 1888. Îndoiala și chiar necredința în mărturirile spiritului lui Dumnezeu dospesc comunitățile noastre peste tot. Satan a aranjat să fie așa. Pastori care propovăduiesc euul în locul lui Hristos au aranjat să fie așa. Observați-vă pastorii noștri că nu ei solia neprihănirii lui Hristos trebuie prin definiție să te alegi, să te prezinți pe cine? Pe tine. Euul lor. Cine i-a învățat așa? Ăla de tronul de presfânta care suflă de la ei exact cum îi place lui. El îi place să fie drept Dumnezeu și îi dă pastorului respectiv să-și înalțe eu. Mărturile sunt necitite și neapreciate. Dumnezeu va vorbit. Astea sunt mărturile neapreciate. Astea sunt. Asta să le auziți la păstorii noștri că le citesc despre conferința generală și despre ei ca și conducători. Pastor nu dezonorați în alegerea solilor lui Dumnezeu. Dacă le auziți pe astea în popor și există această uh, uh, prezentare a lor în comunități, imediat poporul din comunitățile alea încep să-și pună întrebări, încep să primească răspunsuri. Dacă rămân la uh, uh, minciunile și la uh, răspunsurile de subteran pe care le dau uh, uh, acoliții lui Bal, treaba lor! Treaba lor! mărturile sunt necitite și neapreciate. Dumnezeu va vorbit, lumina a strălucit din cuvântul său și din mărturii și ambele au fost disprețuite și neglijate. Ni s-a spus cine a avertizat Domnul în 1888, ne-a spus încă de la început în 1845, în momentul în care a prezentat viziunea tronurilor, ni s-a spus că Bale este scopul, credința unui număr foarte mare care aduce multă tristețe în mintea lui Dumnezeu. Ni s-a spus astăzi că Uh, noi vom striga, de după 1950 considerăm toate aceste biserici, biserici surori, Biserica Catolică și-a schimbat în mod foarte serios toată Constituția doctrinară și la ora actuală ei cred, la fel ca noi, ei cred că îndreptățirea este primită prin credință. Și ei spun așa, este prin credință și după aceea noi spunem, oh, dar după asta urmează faptele. Păi și catolicii spun la fel. Spun că prin credință întâi este primită și după aceea urmează faptele. Mai știți pe cineva care spune așa? Poporul advent și cu pastori adventiști. Frate, ai primit îndreptățirea prin credință, dar după aceea pomul trebuie să aducă roade, roade măi, fraților. Ia auziți, e vreo diferență între una și alta? nicio diferență. Nu declarăm noi, mai fraților, că ne închinăm la același Dumnezeu ca toate celelalte religii evanghelice și creștine? Nu spunem noi că avem același Hristos. N-am strigat noi împreună pe, pe ideea șapte 7, 7 7 la ploaie târzie. N-am făcut noi toate planurile acestea. Nu am devenit noi parte integrantă a alianților ecumenice la toate nivelele la ora actuală, da sau nu? Da. Ei, dacă dumneavoastră nu vedeți că astăzi cu o singură voce suntem cu toții în mijlocul Babilonului și vreau să mai aduc în, în, în încheiere această imagine. Noi de multe ori spunem noi, așa ne imaginăm. În poporul nostru, când spune ieșiți din Babilon, noi ne imaginăm așa. Vă spun eu cum. Că am făcut parte din Îngerul Bisericii și am explicat și eu așa la popor. Că noi am fi de o parte și că adevăratul număr mare de popor al lui Dumnezeu se află unde? În Babilon. Dar noi suntem bine și trebuie să vină, frații, la, la noi. După ce citeți aceste materiale, eu vă spun că. Eu cel puțin cred că lucrurile sunt cu totul altfel. Eu cred că poporul lui Dumnezeu se află în mijlocul Babilonului, nu este Babilonul, este în mijlocul Babilonului și Domnul îi spune ieși din ei poporul meu. Nu voi esteți bine și mai adăugați câțiva membri și ați împlinit Solia a doua angerească ci voi sunteți în mijlocul poporului că ați luat spre Egipt și aveți un alt conducător și numai cei care aud de glasul meu vor reși să înțeleagă solia îngerului al treilea. Acestea toate ne dovedesc, fără dar și poate, în încheiere. Că vocea și-a pierdut caracterul sacru, iar poporul nu înțelege acest lucru. De aceea suntem duși în necurmate rătăciri, de aceea ne-am înhămat cu toții la efortul acesta colectiv de a ridica împărăția lui Dumnezeu și nu ne dăm seama că schița de arhitectură este a unor demoni este a unor păsări necurate care vor să aducă milenul de pace, iar activiștii numărul unu sunt poporul lui Dumnezeu. Dacă poporul și conducătorul și îngerii bisericii pun la heirup, la ridicarea unui, unui chip de aur din câmpia dura mondială, cu siguranță că satana își mai duce împărăția nelegiurii foarte multă vreme și el nu îl deranjează absolut deloc. Dacă el are generația în viață, îi spune Domnului Doamne, ei pe toți morți, ia ți pe toți. Via mormânt, poți să iei pe toți, să le dai mântuirea, că doar asta vor. Dar pe aia vii mi dai mie, îți ai mei, că nu îi cere voie. Eu cu vii, tu cu morți. Asta îi spune satana. Și vii sunt cei în mâna cărora se află decizia de a spune da sau nu? Vocea și-a pierdut caracterul sacru. Iar poporul nostru nu înțelege acest lucru. Confirmare din aplicația martorului credincios. Oare vom înțelege noi vocea sacră a strigătului îngerului, solie îngerului al treilea?